Noroc pentru doi adolescenți americani care după ce au căzut într-un lac înghețat au fost salvați de un grup de pompieri care chiar în acel moment luau parte la o simulare pentru salvarea unor persoane căzute într-un lac înghețat. Și cum pompierii erau deja echipați pentru astfel de intervenție, i-au adus în siguranță la mal pe cei doi adolescenți. Simulare transformată în intervenție reală, de asta a avut parte un grup de pompieri din statul american Missouri. Ei tocmai luau parte la un exercițiu pentru salvarea unor persoane căzute într-un lac înghețat, când doi adolescenți au căzut chiar în acel lac la doar câteva sute de metri distanță. Adolescenții alergau pe gheață, însă la un moment dat au ajuns chiar în mijlocul lacului, într-o zonă unde stratul de gheață era subțire, astfel că au căzut în apă rece. Ulterior ei au stat atârnați de gheața de pe margine până când au venit pompierii. Aceștia erau deja echipați din timpul simulării și folosindu-se de sfori i-au scos din lac pe adolescenți. După ce au fost scoși din apă, atât pompierii cât și adolescenții au fost trași pe burtă până la mal.